După ce am deinstalat aplicația, trebuie să o instalăm. Apăsăm pe butonul verde, Install. Acceptăm condițiile. Ea se încarcă. După aceea, vă uitați atent ce scrie aici. Dacă scrie Open, înseamnă că o puteți deschide. În unele cazuri, aici poate scrie Update. Trebuie de făcut upgradare. Apăsați pe upgradare, acceptați. După aceea, când apare Open, atunci o puteți deja deschide. Și apăsați pe Open. Deci în versiunea dată ea arată deja o leacă altfel. Acum, uitați-vă aici, până când este doar numai limba rusă, deci uitați-vă atent unde și ce arată. Unele lucruri o să trebuie să vă uitați la video de câteva ori. Le fixați undeva pe o foaie, pașii, ca să nu vă încurcați. După ce ați făcut algoritmul complet pe foaie, deja o să faceți ce spun eu. Deci prima, e-mailul care a fost în versiunea precedentă indicat, acela îl indicați din nou, dar în versiunea aceasta parola trebuie din nou cerută pe e-mail, care a fost deja cu dânsa nu puteți intra, că e alte aplicații și asta trebuie de reînnoit aceste date. Ce facem în acest caz? În acest caz, intrați pe butonul acesta, unde ține cursorul, pentru a cere o parolă nouă. Deci apăsați și aici, unde a apărut cursorul, scriți e-mailul cu care ați intrat înainte în cont. Ca pe e-mailul acesta să vă trimită parola nouă. Deci, apăsați pe cuvântul acesta, unde ține cursorul, și parola o să fie trimisă pe e-mail acela care l-a scris aici. Uitați-vă corect să fie scris, nu greșiți. Scăpați-vă o literă, ori un spațiu în plus și el nu o să ajungă pe e-mail. După ce ați făcut acest pas, din nou deja intrați aici, indicând IP-ul de e-mail. Iar aici introduceți parola care a venit pe e-mail. Când o să apăsați pe butonul acesta, prima dată, când intrați cu parola care nouă primită, aplicația o să vă ceară un cod. Acel cod vine tot pe e-mail care l-a scris aici, unde a venit parola. Deci, intrați în e-mail și ridicați acel cod, îl introduceți în spate cel unde îl apare și apăsați butonul cel care apare de a trimite. După ce ați făcut acest pas, doar atunci, introducând parola care a venit pe e-mail, o să puteți să intrați în cont. Deci, aici atent. Mai repetați câteva ori acest video ca să înțelegeți ce am spus eu. Deci o să fie un cod care trebuie să introdus. Asta numai o dată. Trebuie acel cod. Când prima dată intrați cu parola nouă.